Cu nouă străini în primul 11 record în istoria clubului, Dinamo a ratat șansa de a urca pe loc de play-off. Înaintea meciului cu Timișoara, selecționerul Contra a primit un tricou simbolic din partea gazdelor, cu ocazia aniversării a 42 de ani. În prima repriză, Nemeț a avut cea mai mare ocazie. Nici brazilianul Rivaldinho n-a reușit să înscrie la 10 minute de la reluare, iar Alex Munteanu a răspuns pentru Timișoreni cu un șut puternic, care i-a dat emoții lui Penedo. Plecat din poziție suspectă de offside, Bochil a ratat și el incredibil singur cu Straton. În minutul 89, albi roșii au rămas în 10 după ce Salomao a fost eliminat pentru cumul de cartonașe galbene, iar ACS politimișoara Dinamo s-a încheiat fără gol. Dinamo încheie anul pe locul 7 la egalitate de puncte cu viitorul, ultima echipă aflată pe poziție de play-off.